Deputatul de Timiș și vicepreședinte al Partidului Național Liberal, domnul Benoni Ardelan, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua să și bine ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc. Domnul Ardelan, vreau să lămurim încă de la începutul discuției câteva aspecte legate de rezultatul referendumului. Am văzut că imediat după referendum au ieșit câțiva liberali. Și aici o menționez pe doamna Gorgiu și domnul Cezar Preda și au adus câteva acuzații conducerii partidului. Printre altele, au susținut că, oarecum, conducerea partidului dezbină formațiunea politică. Cum au stat, de fapt, lucrurile? Aici, cred că colegii mei care au avut această ieșire au făcut-o din exces de zel în dorința de a se poziționa politic și de a folosi inclusiv acest referendum pentru o poziționare politică acum sau pe viitor. Cert este că, din punctul meu de vedere, acest atac s-a revărsat mai mult asupra partidului, nu asupra Ludovic Orban, cum a intenționat ei să o facă. Din punctul meu de vedere, Ludovic Orban a procedat foarte corect în această problematică. Mai mult decât atâta, chiar a fost unul dintre cei care nu a vrut să impună un vot Decisiv, care probabil că l avea în biroul executiv național, asupra unei impuneri privind conștiința. Și cred că lucrul acesta l-a avantajat. De ce? A spus: În partid există și oameni care au alte opinii vis-a-vis -vis de acest referendum, așadar, vă rog, nu cereți un vot pentru a impune pe problematica conștiinței. Pe de cealaltă parte, Dânsul a venit și a spus foarte clar: Eu sunt un familist convins o să votez da la referendum, o să îndemn pe toți cei care vor și cred că acest referendum este un lucru bun să meargă să voteze da și vedeți declarațiile publice pe care domnia s-a dat. Bineînțeles că această poziționare post-referendum, după ce scorul nu a fost cel așteptat și anume să treacă pragul de 30% ca referendum să fie validat, unii sau alții, puțin la număr de, de fapt, au fost cei care au contestat deciziile anterioare, deși, repet, deciziile au fost foarte corecte din punct de vedere moral pentru întreaga masă penelistă și pentru toți cei care sunt simpatizanței PNL-ului. Normal că acest scor la referendum n-a fost unul care să mulțumească pe toată lumea. Adică unii au fost foarte mulțumiți că referendumul a trecut, unii au fost foarte nemulțumiți că referendul a trecut. S-a produs oarecare dezbinare și cred că în ideea aceasta și președintele Claus Iohannis vorbește despre o pace socială care trebuie să existe acum, care, bineînțeles, va trebui într-un fel sau altul să ducă la o analiză foarte clară a ceea ce s-a întâmplat atunci, care, din punctul meu de vedere, nu este o analiză simplă, nu este o analiză ca la o competiție electorală în care câștigă PNL-ul și pierde PSD-ul sau invers, ci este o competiție mult mai complexă în care trebuie să ținem cont și de al factor, și de sentimentul religios, și de apartenență, și de identitatea națională, și de chestiuni care țin de practica religioasă și de viziunea asupra celor două perspective, pro viață sau pro alegere. Dar credeți totuși că cei pe care i-am menționat anterior au așteptat acest moment tocmai pentru a-și exprima anumite nemulțumiri pe care poate le aveau înainte de acest referendum? Da, eu a cred fost că un moment Eu, prin care eu, să eu, eu cred exprere că exprere. sunt expresia unor nemulțumiri uh, acumulate. acumulate, nu neapărat a unui scor la un moment dat și nu neapărat legat de această uh, problematică. Și de asta spun că, de fapt, uh, s-a și simțit că este o disociere între uh, obiectul în sine a atacului și uh, celelalte chestiuni care erau în discuție în seara respectivă, respectiv rezultatul uh, referendumului. Pentru că, spre exemplu, nu cu mult în timp, timp în urmă, unul dintre cei care a postat postarea respectivă pe Facebook declara că vrea să deschidă o platformă creștin-democrată în partid. Acum să vii și să spui că nu asta trebuia făcut după un timp, te tu pe tine însuți. Și cred că nu cred, nu cred că asta a fost obiectivul pe care l-a urmărit. Și de aceea spun că n-a avut legătură cu referendumul în ține și mai mult a avut legătură cu opoziționarea pe partid. Sau au discutat aceste reacții în partid sau uh, vor fi subiectul unei viitoare discuții în cadrul partidului? Eu cred că o analiză pe referendum, așa cum spuneam și Dineaur, trebuie făcută. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că este o analiză complexă care trebuie făcută, în care trebuie să vedem toți vectorii uh, și toate implicațiile acestui referendum. Da, bineînțeles că imediat a doua zi, în biroul executiv național, am discutat această chestiune în care președintele Ludovic Orban a spus nu cere sancțiuni. Indiferent de ce s-a întâmplat, nu cereți sancțiuni pentru că nu o să fiu de acord să supunem o astfel de chestiune la vot. Dar și eu cred că referendumul acesta denotă foarte mult despre structura românilor despre modul în care s-a perceput acest referendum, mai mult decât realitățile în sine, dar și despre realități, și despre lucrurile care au fost spuse, despre fake news, despre tot ceea ce a fost aruncat pe piață în momentul respectiv și de ruta care s-a creat atunci, printr-o diversiune, din punctul meu de vedere, extrem de complexă. A fost un fel de război hibrid în care nu știai cine în cine trage, pentru că n-a fost o linie de demarcație foarte clară între două partide sau. Două grupări serioase politice. Uh, au fost oameni din PNL care au susținut foarte puternic acest referendum, au fost oameni din PSD care l-au susținut, au fost oameni din uh, diverse partide care au sabotat puternic acest referendum. Și atunci nu poți să vii și să spui uh, singurii care s-au poziționat anti-referendum pe față și au boicotat masiv, au fost cei din USR și uh, Cioloși. Mai mult decât atâta celelalte partide care sunt majoritatea sau care creează majoritatea în, în Parlament și numai în parlament, au fost partidele care au avut reacții diferite din partea liderilor. Și de aici putem trage concluzia că a fost mai mult decât o, o, o componentă politică în această chestiune. Pentru că dacă aceste partide, așa cum au declarat inițial, susțineau. În In Integrum referendumul, sigur, făceai pragul, pentru că nu aveai cum să. Era altul, Însă, da. cred că aici, repet, vorbim despre foarte multe alte lucruri care trebuie luate în discuție în această evaluare. Și ca să fac o scurtă paranteză aici pe referendum, am făcut o cercetare foarte complexă asupra ceea ce înseamnă evaluarea spiritualității creștine europene în postmodernism, care am terminat în 2010, de fapt a fost a doua mea de doctorat. Și pe această cercetare am făcut o evaluare pe bază de date din 80 până în 2010, când am încheiat cercetarea respectivă și demonstram următorul aspect acolo. Și vă dau exemplu francezilor. La francezi, spre exemplu, un francez spune eu sunt uh, francez, sunt catolic uh, și sunt creștin. Uh, 80% dintre ei spun asta. 80% dintre francezi spun n-am niciun fel de problemă cu homosexualitatea. Și atunci tu ai o suprapunere foarte mare acolo, care nu o poți explica doar sociologic. S-a creat la nivel de Europa ceea ce noi numim un mozaic de credințe. Integrate valori din diverse credințe, din hinduism, din budism, din islamism. Toate aceste integrate au creat ceea ce noi numim o pseudo-spiritualitate. Adică nu mai ai un creștinism pur autentic al valorilor biblice, așa cum sunt ele prezentate. Și oamenii vin și prezintă acest mozaic ca pe o cultură creștină, dar care nu integrează, de fapt, valorile creștine în trăirea și în viața lor. Și de asta cred că este important să vorbim aici despre zona declarativă, despre zona participativă, adică cei care participă la slujbe, la liturghii, la biserică, într-un mod regulat sau mai puțin regulat, și despre zona de integrare a acestor valori în trăirea lor. Asta este, de fapt, deontologia. Moralei creștine. Morala creștină este deontologică, adică te obligă că la trăire și în, în teologia ortodoxă ai cuvântul trăitori, pentru cei care efectiv practică într-un mod uh, aprofundat credința lor în societate. Dar totuși, cine se face vinovat pentru eșecul, pentru că nu pot să spun că nu a fost un eșec acest rezultat al referendului care nici măcar nu a atins acel procent de 30%. Uh, Poate Biserica Ortodoxă Română sau poate implicarea PSD-ALDE în acest referendum a dus la rezultat? Um, repet, acum încă suntem sub impactul emoțional acestui referendum, adică suntem încă tensionați și probabil că avem fiecare o perspectivă subiectivă. De aceea cred că este nevoie de o cercetare foarte complexă în care să ținem cont de toți acest vectori. Uh, și așa cum spuneam, în, în această diversiune care s-a creat în momentul respectiv, uh, în acest război hibrid, așa cum l-am creat, așa cum l-am numit, uh, au fost foarte multe lucruri aruncate pe piață, că mâna rușilor. Că cu banii respectivi făceai mai bine spitale. Așa facem noi în politică. Când, uh, de ce ai făcut spital și n-ai făcut șosea? De ce ai făcut șosea uh, și n-ai făcut uh, nu mai știu ce școală? Uh, da, chestia asta nu ține. Pentru că este, dacă vreți, o chestiune care uh, a ținut însă pe piață. Și asocierea acestui referendum cu Dragnea a fost extrem de nocivă. Majoritatea oamenilor cu care vorbeam spuneau, băi e o șmecherie la Dragnea. Domnule, nu e o șmecherie de nu e un referendum pornit de la populație. Într-adevăr, e guvernul PSD-ului și Dragnea șeful guvernului acum, să zic așa, indirect. Dar nu-i e... oamenii nu vreau să înțeleagă asta. Practic, și asocierea, asocierea acestui referendum. personaj, de aceea și purtătorul de cuvânt abor. Vine și spune tranșant lucrul lucru respectiv, pentru că asta a fost, să zic așa, Duma de pe piață, a fost mesajul care a prins cel mai mult la populație. Dar sunt și alți factori. Eu cred că au fost diverse culte care s-au mobilizat exemplar, au fost altele care au neglijat total că s-ar putea să nu iese acest referendum și ar trebui să facă mai mult decât să vorbească în incinta bisericilor despre acest lucru. Din partide au fost unii care s-au implicat, alții care nu s-au implicat, alții chiar că au, că au, sabotat. Și bineînțeles că nu a fost, dacă vreți, o vinovăție pe care o poți să arunca asupra uneia sau altuia. Repet, asocierea lui Dragnea cu referendum a produs mult rău referendumului. Dar Dincolo de asta, eu cred că sunt foarte multe vinovății care trebuie împărțite acolo, dar trebuie o evaluare foarte serioasă ca să-ți dai seama exact care au fost palierele uh, nocive care au contribuit, într-un fel sau altul, la uh, această neprezență. Însă, vreau să închid aici prin a spune că, totuși, 4 milioane de voturi nu-i puțin. 4 milioane de voturi înseamnă mult. Uh, 4 milioane de voturi înseamnă, probabil, hardcore, înseamnă. Grupul restrâns de acei trăitori de care vorbim, de oameni care au înțeles acest mesaj. Și bineînțeles că la aceștia, dacă vreți, și dacă am putea, să zicem așa, repeta acest, acest exercițiu cu o bună informare din timp, cu trei săptămâni, dacă am putea eventual transmite mesajul foarte clar și coerent și am putea gândi o strategie de comunicare serioasă și am începe atunci un astfel de referendum, probabil că la aceste, la aceste 4 milioane s-au alți. și alții. Practic, ce înseamnă acest rezultat pentru România? Poate fi un semnal pentru alegerile viitoare. Urmează 2019, două tipuri de alegeri, da? prezidențiale, europarlamentare. Este un semnal pentru 2019? Uh, vedeți, eu am uh, multă experiență a vestului și uh, Tocmai de aceea aș vrea puțin să pun în perspectivă internațională povestea asta. În Statele Unite, această luptă între cele două grupări majore, între zona de pro-life și pro-choice, adică pro-viață și pro-valori și pro-alegere, e o bătălie veche. Începe de mult, înainte de perioada. Mișcărilor de gen din America, înainte de hipismul din America, adică începe de mult această bătălie, până în anii 1910, în care liberalismul teologic a făcut un avans foarte puternic și a atacat foarte puternic credința creștină. Și atunci aceia s-au retras înapoi, au făcut un pas în spate cei din, din zona eclezială, din zona bisericească. Au emis niște comunicate care se, numea, se numeau de Fundamentals, și de acolo și denumirea de fundamentaliști, și au spus, domnule, rămâneți voi, bateți-vă pe zona aceasta publică, noi o să ne retragem și vedem de ne vedem treaba noastră. Și știți că este o vorbă, ca răul să înainteze, binele nu trebuie să facă nimic. Și atunci, normal, că din acel moment s-a început în spațiu public, în, în sfera publică, o bătălie foarte dură între cele două grupări practic cam nenegociabile cele două poziții. Pentru că, așa cum spuneam și înainte de referendum, nu vorbim doar despre căsătorie și familie aici. Dacă vreți, absolut secundar această problematică. Vorbim despre tot pachetul pe care gruparea aceasta, pro-choice, pro-alegere, îl aduce în spațiul public. Pentru că agenda este una foarte complexă. Agenda înseamnă educație alternativă în școli, sexual alternativ în școli, de la vârsta de grădiniță, înseamnă dorința de a a sexului la vârsta de 8 ani, fără consimțământul părintelui. Înseamnă adopția, și aici a ai durut cel mai tare, și aici ai doar cel mai tare, pe cei care sunt în, în, aceste cupluri de homosexual, pentru că nu poți adopte copii. Înseamnă și aici ne referim ulterior și la parteneriatul civil, pentru că este o șmecherie pe care vor să o introducă prin acest parteneriat civil. Înseamnă uh, inclusiv indulgență pentru cei care practică pedofilia, înseamnă foarte multe lucruri, până la zoofilie și necrofilie, nu te mai oprești. Asta e problema majoră a acestei agende întregi, e un întreg pachet. Pe de cealaltă parte, bineînțeles că și din coace ai un pachet pro-life foarte serios care înseamnă oprirea traficului de ființe umane, oprirea tot ceea ce înseamnă mama purtător sau mama surrogat, inclusiv informare foarte serioasă pe zona de avort, adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Și bineînțeles că între cele două grupări există un conflict foarte intens. Dacă vreți, inclusiv bătălia lui Trump în America este una care ține tot de spectrul acesta. Trump, practic, în momentul în care vine și prea președinția Americii, Primul decret care îl semnează este să se desfințeze un întreg minister din Departamentul de Stat, care se numea Faith-based communities. Eu l-am întâlnit pe cel care conducea acest departament cu rang de secretar de stat, adică rang de ministru în America. Era un reputat profesor de etică, Sean Casey. Și l-am întâlnit de două ori în bilou lui. Prin acest departament, Obama susține diversitatea cu bani foarte mulți, internațional. Aduce subiectul acesta diversității la agenda diplomatică. Și obligă pe orice diplomat din toată lumea americană, ca în orice fel de dezbatere, în orice fel de întâlnire publică, bilaterală, să aducă această problematică și să vadă, de fapt, care este situația în țara respectivă. Ei, Trump, primul decret care semnează, desfințează acest departament. 2. Începe numirea de judecători pro-life, adică pro-viață, la Curtea Constituțională. Asta a fost bătălia care a câștigat-o. Săptămâna trecută, după un meci foarte puternic în America, cei care au urmărit numirea ultimului judecător, vicepreședintele Pence participă la cel mai mare pro-life uh, marș din America imediat după ce a preluat poziția de vicepreședinte. Peste un milion jumătate de oameni care au participat la acest marș. Uh, și au început niște demersuri de genul acesta, care de fapt a, a făcut ca lumea din zona pro-choice uh, să intre în disperare. Efectiv au turbat. Și reacțiile acide care sunt acolo împotriva lui Trump, îi se trag de la această zonă. Inclusiv povestea cu mutarea ambasadei face parte din același registru. Nu numai că au avut reacții foarte viscerale împotriva lui Trump, pentru că acuzele care îi se aduc lui, dincolo de diverse lucruri picante, care le mai spune de picanterie, care le mai spune din când în când Trump, nu țin de economie. Economia în America a săltat enorm de mult. Lucrurile merg extraordinar de bine ci ține de zona aceasta în care mult din tot ceea ce înseamnă academic, mult din tot ceea ce înseamnă zona democrată, și aici mă refer la uh, câteva state care sunt puternic de, uh, democrate în America, uh, pur și simplu au turbat împotriva lui, văzând aceste demersuri care au schimbat direcția Americii radical din zona pro-choice în zona pro-life uh, peste noapte. Uh, și bineînțeles că presiunea pe România venea din două locuri, venea dinspre America eu am avut la mine în birou câțiva ambasadori care ne-au spus înainte de asta să oprim acest referendum. Una uh, Unul dintre ei care mi-a spus, domnule, asta e mâna Rusiei, a spus, domnule, eu sunt cel mai pro-american dintre toți cei de aici din Parlament. Dacă mie îmi spui că eu fac joc cu Rusia, n am fost niciodată în Rusia. Nici nu mă interesează povestea asta. N-am nicio întâlnire cu niciun nu de lor. Uh, toată chestia asta venea, dacă vreți, din zona de, de vest Europa, cu o presiune extrem de mare, Hai să discutăm. Președintele ALDE Internațional este homosexual. Mulți dintre premierii care ALDE iar la nivel internațional sunt din același film. PESU a făcut o presiune extraordinară asupra PSD-ului ca să nu susțină acest referendum. Și bineînțeles că să zic scăparea sau supapa a fost că PSD-ul a sărit imediat ca duce parteneriatul civil. Spuneați de parteneriatul civil că este o șmecherie ca să o citești. Da, unul dintre colegii mei din, din, din da. Parlament, chiar uh, 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 din PSD, așa, un senator din PSD, un artist a explicat și a avut un atac foarte puternic asupra propriului partid și asupra propriului guvern pe problematica aceasta. Așa a apărut și în presă această chestiune. Uh, pentru că el spunea următoarea chestiune. Domnule, proiectul acesta de parteneriat cu care ați venit, interesant, un proiect de parteneriat civil sau un proiect legislativ, care nu-i născut nici în guvern, nu-i generat nici de parlament, îi de CNCD, Adică această instituție, care, din punctul meu de vedere, ar trebui desfințată. De ce? Pentru că este o formă de instituție de tip gestapo, care nu face nimic altceva decât să încerce să opreseze orice fel de exprimare liberă și opinie liberă, chiar și credință și să oprime chiar și libertatea religioasă. Și vă dau exemple. CNCD-ul a chemat la raport ca să sancționeze pe o doamnă care a dat un like la cineva pe o pagină. Deci până aici s-a ajuns în România. Este un caz real. Da, este un caz real. Și cazul de genul acesta sunt multe altele pe care vi le pot, vi le pot spune. Uh, CNCD-ul nu face nimic altceva decât să ducă corectitudinea politică la extrem. Desfințarea acestei instituții, din punctul meu de vedere, este absolut necesară și vitală pentru sănătatea uh, opiniei publice, pentru ca oamenii să poată exprima liber. Adică, nu poți să vii să-mi spui mie, au fost primari care au primit uh, sancțiuni. Uh, este De unde CNCD-ul vine să, să dea sancțiuni? Este instanță de judecată are, are vreo capacitate de a da sancțiuni administrative, de a sancționa pe cineva, de unde această putere care date acestui CNCD? Ei, CNCD-ul vine acum și face și legi. Și vine cu legea parteneriatului civil, cu următoarea mai uh, șmecherie. Vine și spune, nu, facem distinție clară între cuplurile de heterosexual și cuplurile de homosexual. Uh, și doar cuplurile de heterosexual pot adopta copii, nu și cele de homosexuali ca după ce legea iasă și este deja în legislația română, tot ei să atace la Curtea Constituțională pe bază că discriminezi între cuplurile de heterosexual și cele de homosexual. Adică o astfel de șmecherie este puerilă pentru noi care suntem în zona de legislativ, dar este o chestiune care publicul trebuie să o știe. Uh, și vă repet, această formă de corectitudine politică nu face nimic altceva decât să pună, uh, să bage pumnul în gură a celor care au opinii diferite și care cred altceva, care doresc altceva, care vor să exprime liber în societate. Și aș vrea să fac o singură remarcă aici vis-a-vis -vis de această problematică a chestiunii uh, corectitudinii politice. În societățile vestice, aceasta a produs maravagii. Dacă extremismul va câștiga în Europa la anul și alegerile europarlamentare, Uh, și în alte locuri la fel, este datorită acestei politici uh, extrem de proaste a corectitudinii politice. Și de ce? Pentru că nu mai conta de pe ce partea ai șichelului politic iasă un, un politician și își exprimă gândurile și opiniile, toți trebuiau să vorbească același limbaj, că altfel discriminezi. Și tu nu mai făceai distinție că e de stânga, că e de dreapta, că e dintr-o zonă sau alta, pentru că toți vorbeau același limbaj. Asta nu doar că produce un discurs slab, uniformist, de tip comunism. Comuniști comuniștii vreau să ne îmbrace pe toți la fel, să mergem toți cu gamela să cumpărăm, să ne dea ei mâncare cu porția. Toți avem același salar. Tipul ăsta de gândire este neormarxist, de tip uniformist. Ei, discursul ăsta uniformist Creează un leadership slab pentru că tu mai faci distinție între ei. Așa câștigă Trump alegerile în America. Pentru că vine și are curajul să spună altceva. Și oamenii își spun: Voi, ăsta e lider, mergem după el. Ei, Trump, să zicem, are câteodată declarații mai ciudate. Dar dacă în Europa, la anul, pe alegerile europarlamentare, o să avem, o să avem oameni de extremă sau de diverse apucături care fac declarații ciudate, spărgând, dacă vreți, gheața și trecând prin zidul acesta corectitudinii politice și oamenii să meargă după ei și o să ne trezim cu un Parlament European extrem de colorat. Aminteam -o adinauri despre alegerile europarlamentare de anul viitor. Cum se pregătește Partidul Național Liberal pentru aceste alegeri? Uh, umbla o listă sau este, nu este o listă, este finalizată, uh, ce ne puteți spune? Ce pot să vă spun ca vicepreședinte a Partidului Național Liberal este că am, uh, am convenit asupra unui calendar Calendarul uh, convenea asupra aspectului că până la data de uh, 1 noiembrie, cred, sau nu mai țin minte exact data acum Trebuia să își depune oamenii candidaturi, cred că mai repede și s-a închis acea listă, că de asta zic, cred că a fost zilele trecute, 1 octombrie probabil că a fost data, nu mai țin minte acum exact. Cei care au dorit să candeze la Parlamentul European au ce trebuia să-și depună CV-urile și un proiect politic pe care să și susțină. din ce am înțeles eu de la colegi, că n-am fost foarte interesat de problematica asta, am înțeles că au fost 49 de dosare care au fost depuse deja la partid și deci, practic 49 lista s-a închis. Pe listă. Bun, acum, România are uh, 33 de locuri din uh, ce știu eu pentru anul ce vine. Uh, asta înseamnă că trebuie să ai o listă de supleanți cu o treime în plus. Deci trebuie să ai o listă cu vreo 40 și ceva de oameni uh, la Parlamentul European. Ordinea nu s-a decis. Uh, vor fi, bineînțeles, că evaluări. Pe lista respectivă, probabil, vor fi uh, anumite voturi care vor fi date pe regiuni pentru a se decide care sunt. Uh, oamenii care se plasează mai sus sau mai jos pe lista respectivă, este un, este un vot pe listă Și așa cum știm, contează foarte mult ordinea respectivă, contează cei care sunt puși pe acele poziții considerate eligibile Ca și Partid Național Liberal vom face o listă, zic eu, competitivă pentru ceea ce înseamnă alegerile la acest, acest for Uh, însă, repet, sunt foarte mulți alți factori care trebuie să-i luăm în considerare înainte de a face o listă. Nu cred că acum este momentul potrivit să și finalizăm lista, ținând în vedere, având în vedere faptul că. Și ținând cont de faptul că mai sunt foarte multe luni până atunci, lucrurile se pot schimba, trebuie să gândim agenda, tematica și modul în care noi să abordăm această campanie. Am văzut că inclusiv domnul Ocrina Antonescu s-a înscris în această listă. Cum vedeți dumneavoastră în scrierea eu, lui? Eu cred că orice nume sonor este un plus pentru partid. Trăim vremuri în care leadership-ul, în toate zonele, nu numai în politică, în toate zonele, este din ce în ce mai, mai slab uh, și vedem lucrul acesta absolut în absolut în toate domeniile. Uh, și orice nume care are notorietate în politică este binevenit. Uh, știți că în politică contează, în primul rând, să te, te, știe, te știe lumea. Că dacă nu te știe lumea, nu te votează. Asta înseamnă să ai notorietate. În al doilea rând, să ai și favorabilitate adică oamenii să și le placă de tine. Că dacă nu le place de tine, degeaba te știe toată lumea pe stradă că nu o să te voteze, adică o să dea cu pietre în tine. Eu cred avem că, cazuri. Avem da. multe cazuri. Eu cred că domnul Antonescu este un plus pentru Partidul Național Liberal și chiar mă bucur revenirea lui în politică. Pe final, nu aș vrea să las să ne discutat un alt subiect important pentru țara noastră, preluarea președinției Consiliului European Europene în anul 2019. Este o întrebare care uh, o tratez cu uh, oarecum cu tristețe. Uh, și vă spun sincer, uh, rândul preluării îți vine o dată cam la 14 ani. Uh, să ai această onoare de a prelua președinția UE într-un an în care ai alegeri la Parlamentul European, adică exact în perioada respectivă, într-un an în care ai discuți tematici majore, precum bugetul pe următorii 5 ani, într-un an în care, sau într-o perioadă de 6 luni în care decizi președintele Parlamentului European, președintele Consiliului, Uh, și de asemenea Comisia Europeană, adică întreg guvernul european. Și tu să intri în, într-o astfel de perioadă cu un premier ca și Dăncilă, îi de noaptea minții. Uh, mi ca și, nu ca politician, uh, mi ca și român să ajungem într-o astfel de situație. Cu o persoană care a stat 9 ani în Parlamentul European și care nu vorbește nicio limbă străină, care nici românește nu vorbește bine, și care nu înțelege nimic din nimic, chiar credeți-mă că este o rușină națională. A avut extrem de mulți prieteni din zona diplomatică care ne-a spus, doamne, faceți ceva, schimbați-o pe doamna asta premier. Că la anul pe vremea asta nu mai scoatem capul, nu mai ieșim din case. E problematic. Una, persoana doamnei Dăncilă, și-am văzut gafele la care se petează oriunde ajunge, oriunde face o gafă. Gândiți-vă ce se va întâmpla la anul când în fiecare zi are cinci primiri oficiale, nu una singură, cum a fost cu Juncker și Gândiți-vă ce înseamnă că ea nu poate să-și înlocuiască poziția, adică nu poate să trimite un consilier acolo și care să vorbească cinci limbi străine. Trebuie să meargă domnia sa la întâlnire. Păi ce va face la întâlnirea respectivă? Adică ce înțelege din dosarele grele, complicate care sunt pe această președinție? Mai mult decât atâta, avem o problemă pe Ministerul de Externe. Alte state, cam un an înainte, înainte, de preluarea președinției, aveau în jur de 500 de oameni angajați care să lucreze pe dosare pentru preluarea președinției. Ministerul de Externe avea până nu de mult în jur de 3 oameni și au mărit în ultima perioadă prin detașări undeva la 70. Probabil că în ultimele săptămâni s-au mai făcut ceva modificări, dar vă spun aici erau. Uh, mai mult decât atâta, avem un guvern care îl avem și nu este. Adică posibil să ce vine să ai alt guvern și posibil peste șase luni la bunul plac al lui Dragnea să ai alt guvern. Adică ai o situație care, din punct de vedere a viziunii celui din extern, se traduce în instabilitate politică. Uh, am spus-o de la început. domnul, au câștigat cu o largă majoritate să guverneze, dar să facă ceva că nu suntem adepții de a fi gigi contra la orice fel de chestiune, dar când vezi că nu se întâmplă nimic, când vezi că oamenii aceștia nu pricep nimic, că sunt miniștri de resort care nu au nicio legătură cu domeniul, care nu au pregătire, care nu, nu, nu pot să scoată două vorbe, care fug de presă, care nu înțeleg nici de ce sunt acolo, nici de ce au ajuns în poziția respectivă, deja e o problemă foarte serioasă de abordare cu ei. Uh, și de aceea spun că la nu pe vremea asta și cei din UE o să fie fericiți că au scăpat de președinția României și cei din România o să fie fericiți că au scăpat de președinția uh, preluării uh, acestei președinții Deci eu cred că este o problemă majoră uh, Practic vorbind în acest moment nu cred că este o soluție decât ca acest uh, guvern să-și dea demisia în întregime, în integralitatea lui uh, Doar Rintr o remaniere nu ar rezolva oarecum problema? Cât ți-am putea remania din acest guvern că, sincer, mă uitam pe lista de guvern și în afară de doi trei oameni care au legătură cu domeniul respectiv, ceilalți n-au nicio legătură cu acel domeniu. Și am văzut declarațiile domnului Turțianu legat de Andrușca. Adică Andrușca mi se pare, dacă și de Dăncilă sunt tot felul de bancuri pe piață, păi de Andrușca ce să mai povestim? Credeți, Practic, dânsul a rămas să discute o economia întregii Uniunii Stima, Europene. Stima Bănșara, avem o problemă de felul următor. Acest candrușcă, în vorbele lui Tusianu, care este un idiot, eu nu l cataloghez așa, domnul Tusianu a spus asta, care singura legătura lui cu economia era că avea o vulcanizare înainte. Vreau să vă spun că coordonează un minister în care are mult din economia României. Adică, din tot ceea ce înseamnă economia românească noi încă avem un sistem destul de comunistoid în țara asta. Adică, să nu ne aburim că suntem într-o democrație consolidată, un stat liberal care intervine puțin în bunul mers al economiei, restul e ca arbitru pe teren și ca polițist în intersecție. Nu. Noi avem o uh, sănătate centralizată, avem o educație centralizată și avem cam 40% din tot ceea ce înseamnă economia țării în mâinile statului. Păi ce înțelege Andrușcă să coordoneze din această economie care este în mâinile lui sau în pixul lui? Din punctul meu de vedere, Andrușcă este capătul capătului. Adică nu știu cum să numesc mai jos de așa uh, uh, o astfel de, de, de inconștiență. Pentru că, din punctul meu de vedere, mulți dintre acești miniștri n-ar fi trebuit să accepte poziția. Pentru că știu că pălăria nu că e mult prea mare pentru ei, dar îi va îngropa o astfel de poziție. De mulți, vă spun, în inconștiența în, în lor, ca să nu-i spun prostie, s-ar putea să plătească scump după aceste câteva luni în care au fost miniștri. Nu pentru că neapărat sunt niște hoți sau niște bandiți, și din prostie au făcut foarte multe lucruri care sunt penale. Și o să vedeți lucrul acesta și o să ne amintim de interviu ăsta după mult timp, pentru că în prostia lor, au făcut chestiuni care nu sunt legale. Adică, bun, ai dat -o în gard, ai făcut multe idioțenii, uh, ai, uh, ai dus în pe râpă tot ceea ce însemna ministerul respectiv și managementul pe acel minister. Grav, foarte grav. Dar mai grav decât atâta este că ai făcut ilegalități. Și aceste ilegalități se vor întoarce împotriva lor. Domnule Benoni, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai așteptăm cu mare inim, drag de pe la, la noi. Aplec. Mulțumim!